Sunt foarte mulți părinți care îmi spun: Copilul meu um, se trântește pe jos, copilul meu trage de orice, copilul vrea să caute în toate sertarele la oameni, încearcă să tragă de orice acolo. În primul și în primul rând, rezolvăm aceste comportamente problematice de acasă. Nu ne ducem în vizită cu un copil când el nu are abilitățile necesare de a putea să fie liniștit în vizita respectivă. Noi nu ne dorim ca al dumneavoastră copil să ajungă să fie etichetat, să ajungă să fie jignit, să fie uh, respins de ceilalți copii. De aceea vă spun să începeți cu vizite la persoanele cele mai de încredere, chiar dacă nu sunt rude, dacă nu aveți rude de încredere, dacă aveți rude care mai degrabă vă judecă. Chiar și părinții, dacă vă spun că sunteți vinovați, că ați lăsat prea mult copilul la televizor, că nu v-ați ocupat de el, că sunteți mame rele, că tot ce mai aud, mai bine cereți ajutorul altor oameni care nu fac parte din familia dumneavoastră și după ce copilul și-a format și a deprins un comportament sănătos, abia după aceea mergeți la um, persoanele care sunt mai puțin cu dumneavoastră.